Un individ de 36 de ani din Câmpul Lung Buscel i-a șocat și pe anchetatori cu materialele de pornografie infantilă realizată printr-un șir lung de infracțiuni. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Bărbatul avea două conturi false pe rețelele de socializare și pretindea că ar fi un cunoscut actor român. Așa aranja interviuri cu diferite tinere care credeau că se întâlnesc de fapt cu un regizor care le-ar putea distribui într-un serial de televiziune. Individul le cerea să întrețină raporturi sexuale și pe cele care acceptau le filma și le șantaja. Înfiorător este că individul a convins-o și pe o femeie din Brăila cu care a avut o relație să-și abuzeze sexual bebelușul în vârstă de 3 luni și să-i trimită imaginile.